Bună dimineața și bine ați venit pe canalul meu. Să dăm drumul la Argentii. Dați puișorul aici. Femeala este acolo. M-a întrebat cineva. Nu mai știu cine a văzut în comentarii. Am și răspuns la comentariul ăla. Păi dacă masculul este închis, femeia crește puiul singur? Pe ce să nu? O doare ciocul să-l crească singură? Nu vă speriați dacă voi ia uliu, vă dau exemplu. Voi ia uliu masculu, da? Și rămâne femeia cu puii. Păi ce, să nu-i crește că ce, nu-i masculu? Îi rezolvă femeia, nu e problemă. Femeia, să vă zic așa, numai dacă au ouă. E, dacă au ouă și mai au de clocit 5-6 o săptămână, nu stă pe ele. Dar dacă au pui, stă pe el. Deci stau pe pui, nicio problemă, se rezolvă. De pe ouă pleacă. Am avut eu la pescăruși până să... După ce a murit masculul, primul mascul al ei, de când i-am cumpărat, mai aveau 2 zile și trebuia să scoată pui. A plecat de pe ouă. Am mai stat undeva la 2 zile, 3, după a plecat de pe ele. Deci nu, de pe ouă pleacă ușor, când am singuri. Dar de pe pui nu. Și oricum, puișorul este mare, l-ați văzut în videourile trecute. E mare, adică nu e nevoie să mai stea pe el. Deci da. Ai la zbor cu care am zburat de mult. O să mai răspund la un comentariu. O să fac un comentariu de la un video vechi, de acum 2 luni. Spunea cineva că ce ți se pare ție așa greu în viața de șofer, că stai și învârți de volan. Bă, nu e adevărat. Nu sunt să învârtim doar de volan. Adică, cel puțin dacă voi nu, dacă nu știi cum se mănâncă această meserie, nu vorbi, frate. Că nu stă nimeni 2 ore să învârte de volan. Deci ai și tu alea 9 ore de condus. La descărcare nu-ți bagi mașina la rampă și gata. Trebuie să stai lângă el. În depozit, să vezi, descarcă bine. Când încarci, trebuie să stai iar lângă el. Să vezi, să aranjezi paleții ca lumea. Deci nu e ușor. Și mai ales după 10 ore de condus, scuze. Chiar, mie sincer, nu mi se pare așa de ușor. Cei care habar n-aveți de șoferie, și mă refer strict la șoferia pe tiruri și autocare, la șoferii de cursă lungă, mă refer strict la ei, mai bine nu comentați. Deci, dacă nu știți cu ce să mănâncă șoferia, mai bine nu comentați. O vedeți de treaba voastră că, da, n-are rost să comentați aiurea. Am mai văzut un comentariu, tot la un video vechi, un video vlog la fotbal. Că de ce îți place portar și nu alt post? Bă, nu pot să zic că e preferatul meu. În ultima vreme nu prea mai stat în poartă. Că, da, adică, ai și tu anumite momente când chiar n-ai cheful ăla să stai decât în poartă. Și mai îți vine să alergi, să joci ca lumea, să driblezi, pana mea. Acum, sincer, nu stau decât în poartă. A meciuri în care joc atacant. Nu. Și-a revenit bimoțatul. Am văzut că tot vrea să calce femela, dar nu stă ea. Nu vrea să împerecheze femela. Bine, ei sunt pereche, dar nu vrea să o femela. Mă rog. Oricum, n-am nevoie de pui neapărat din ei. V-am spus, sunat doar de frumusețe. Iarăși m-ați întrebat câțiva unde e gălățean, că de la pereche cu la de Budapesta. Au din volieră. De unde a rămas din gheră? Uite că aici și un pui roșu de București. Pătra pe unul vânăt, nu știu dacă se vede. I-am făcut vânt la femeia aia, de unde a rămas din gheră. Deci împerechease cu foiatul la negru cu coada albă. Dar mă rog, să stea stingheră la. Să ia creața până una alta. Să ia altceva.
Da. Eu în cel de Budapest a dispărut, i-a făcut vânt și gălățenii. V-am și spus că erau pe lista de out, amândoi, așa că, da. M-a ajutat mai mult că a dispărut ăla. Că da. Nu știu cine la pereche zburător de Budapesta cu gălățeancă. Da, mă rog. Da. În rest, ce să vă zic, puișorul la vânăt, deci efectiv mă uit la el și eu zic că va ieși fix ca barca când se va maturiza. Deci să mor dacă nu va ieși la ca barca. Bine, vă dați seama că nu o să-l țin. O să îl dau băieților care zboară porumbese, mă rog. Să-l țină care vrea să țină voiajorii. Că nu mai țin vineți, deci v-am spus și mă repet. În fiecare video trebuie să mă repet. Că nu mai țin vineți, că na. Nu vedeți toate vlogurile și de unde să știți voi. Ce zic eu pe vlogul de azi și poate unul dintre voi îl vede doar pe ăla de mâine. Da. Bă, cam asta a fost și videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut și într-un video cu a fost Eddie, eu m-am dus. Salut!